Părintele Cleopa Ilie, fiind întrebat odată de un enoriaș ce poate să spună despre cei ce merg la distracții lumești, la nunți cu lăutari, la bal, la discotecă, a răspuns așa: care se duce așa, același bate joc de sufletul lui, pentru că uite ce este, tot ce ai câștigat în biserică, ai risipit. Dacă te-ai dus la crâșmă, acolo-i gura iadului. Dacă te-ai dus la jocuri, acolo-i teatrul satanei. Și toate lucrurile duhovnicești pe care le câștigi în biserică, le pierzi acolo și pierzi și sufletul. N-ai văzut ce a făcut dracul cu un credincios? Un băiat foarte credincios, după ce s-a liberat de armată, a spus părinților lui că el nu se mai însoară. M-aș duce la mănăstire, le-a spus el. Tatăsu și mamă sa l-au lăsat în voia lui. Și-a făcut o căsuță acolo și a învățat să facă din nuiele coșuri. Era cel dintâi din biserică. Era cel dintâi la spovedanie și la împărtășanie. Nu l-a văzut nimeni înjurând sau fumând sau beat. Mă rog, ducea o viață cum spune Mântuitorul. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă oamenii faptele cele bune ale voastre și să-L slăvească pe Tatăl, Cel din Cer. Un om care duce o viață curată nu-i de folos numai pentru el, este de folos pentru atâta lume. Diavolului însă nu i-a venit bine că el dădea pildă bună la toți frații. El avea psaltire, ceaslov, icoane frumoase, ca un călugăr. Avea un ogor, l-a arat și semăna acolo ce trebuie. Avea o pădurice frumoasă și de acolo își lua nuiele de făcut coșuri. Ce să mai, era pildă pentru toți, toți îl aveau ca model. Uite, Ion, acela-i om, nu s-a căsătorit. Căsătoria rămâne de bunăvoia fiecăruia. Apostolul Pavel spune: bine este tânărului să se însoare, dar mai bine să rămână așa. Bine este fecioarei să se mărite, dar mai bine să rămână așa. Cea măritată grijește de ale lumii cum să placă bărbatului, și cea nemăritată grijește cum să placă Domnului. Dar să spun mai departe despre băiatul acesta. Diavolul nu stătea degeaba. A început să-l tulbure noaptea. I se arăta în chip de leu, în chip de câine, venea în chip de ostaș, bătea toba prin pod pe la el noaptea, se arăta în chip de șarpe care îl mușcă sau țiuia îngrozitor. Într-o seară vine un drac la el. Măi, Ioane, eu sunt diavolul. Măi, mare ciudă avem noi pe tine. Stai aici la marginea satului și mare necaz ne faci. Dar de ce mă supărați noaptea? Bateți în pod, chiuiți, șuierați, urlați, mieunați. Ce, credeți că eu mă tem? Eu l-am pe Hristos. Măi, uite, facem un legământ. Nu mai venim la tine niciodată, dar să faci una din trei care ți-o-i spune eu. Care? A întrebat băiatul curios. Sau să-l omori pe tată tu, sau să o bați pe soră ta, sau a treia, să te duci și tu odată în crâșmă. Măcar odată, că nu te-am văzut niciodată în crâșmă. Și ce să fac acolo? Ei, iei și tu un pahar de vin acolo și după aceea nu mai avem nimic cu tine. Nu mai venim să te supărăm noaptea. Dar băiatul îi spune diavolului: dacă ești drac, vezi, mă înveți să omor eu pe tata, s-o bat eu pe sorul meu. Eu n-am omorât un purice în viața mea. Ei, zici că pe tata tu nu vrei să-l omori, pe sora ta nu vrei s-o bați. Măi, fă-o pe cealaltă, că-i cea mai ușoară și nu te mai supărăm niciodată. Intră și tu odată în crâșmă și ia un pahar de vin. Toată lumea zice că nu te-a văzut niciodată în crâșmă. Diavolul avea mare ciudă că el dădea pildă bună celorlalți.
A treia dorință a diavolului i s-a părut băiatului cea mai ușoară. Măi, asta n-ar fi așa de greu de făcut. Când mă duc la târg să-mi vând lucrul mâinilor, intru într-o crâșmă, beau un pahar de vin și am plecat. Și a făcut legământ cu diavolul, care îl pândea acum să vadă dacă își ține cuvântul. Într-o săptămână a legat coșurile pe un ciomag și s-a dus cu ele la vânzare. Când s-a dus la târg, niciodată n-a vândut el așa repede coșurile. I-au adus dracii mușterii, acum a luat parale multe. Și ia ca vine un nepot de-al lui. Moșule, ia că ai vândut coșurile și ai luat preț bun pe ele, ești bun de cinste. Hai aici, la crâșmă, să luăm un păhăruț de vin. El și-a adus aminte ce a vorbit noaptea cu dracul. Măi, nepoate, aș merge eu, dar... Hai, moșule, dacă nu dai dumneata, dau eu. Acesta, când a auzit că nici n-are să plătească, că are să dea nepotul de băut, a zis: Ei, hai măi, ce are să fie? Când intri în crâșmă, dracul îți bate trei cuie, unul pe pragul crâșmei, unul pe scaunul unde te-ai așezat și unul după ce ai luat primul pahar. Și când a ajuns la crâșmă, el n-a făcut măcar o cruce ca să se ducă dracul dinaintea lui, n-a făcut. Și i-a dat nepotul un păhăruț de rachiu, dar el a zis: Măi, mie mi-e rău de la mirosul acesta de alcool, nici n-am mâncat nimic. Stai, moșule, că aducem o gustare și o sticlă de vin din cel bun. Și iaca, a intrat în crâșmă alt nepot al lui. Ehei, moșule, bine că te văd, că nu te-am văzut niciodată aici la biserica noastră. Și vine și celălalt. Hai să luăm un pahar. Moșule, bine ai venit! Doar nu-i păcat, domnule, să mănânci și să bei. Ce, Dumnezeu le-a lăsat pe toate? Și se apucă el să ia un păhăruț de aici și unul de acolo. El, care n-a băut niciodată, imediat s-a amețit. Bețivul care-i de meserie nu se îmbată repede, dar acesta care n-a gustat rachiu în viața lui, nici vin mult, după ce a băut, numai ce vede că se învârte crâșma cu el. Măi, băieți, măi, eu mă duc acasă, măi, că dacă mai stau, trebuie să mă duceți cu targa de aici. Dar ce, moșule, te-ai îmbătat așa repede? Ei, eu văd că nu-i bine, m-am amețit rău. Taci, moșule, ia și bea. Ei, dacă erau de meserie, de, puteau. Și nemai putând sta, omul nostru a ieșit în drum, dar aburii alcoolului s-au ridicat și i-au întunecat mintea, ca norii care se ridică și întunecă soarele. Casa lui Tătânesu era în mijlocul satului. Și o ia el pe drum, dar măsura drumul dintr-un colț în altul, când aici, când dincolo. Că zice Sfântul Vasile cel Mare: Cel bețiv, ca să vină acasă, are nevoie de picioare străine, că ale lui nu-l mai țin. Îi trebuie proptele, că se duce jos. Și cum mergea, lumea se întreba: Măi, dar cine e acesta? Ion cel din pădure? Taci, măi, că nu-i el. Acela nu bea niciodată. Măi, tu nu-l vezi? Dar cum se face? Că de când e el, nimeni nu l-a văzut în crâșmă. Nu știu, bre, ce-a pățit acum. Și se duce unul la tatăsu, că avea să treacă pe la poarta lui, și îi zice: Moșule, dar pe băiatul matale îl socoteau oamenii că-i sfânt, dar acum dacă-l vezi, zici că-i drac. Uite, merge beat pe drum. Dar nu se poate, măi, băiete. Unde-i? Ia du-te, Mărie, să vezi, îi zice tatăl fiicei. Când îl vede aceea, te rușine că niciodată nu l-au văzut oamenii beat,
se duce și îl ia de mână și îl trage în ogradă. Hai, măi, în casă că ne faci de rușine! Dar el, când a văzut că îl trage sora de mână, i-a zis nervos: dar ce, am băut banii tăi? Și o ia la bătaie pe sora sa. Ți-am luat banii tăi? Ce ai cu mine? I-a spus dracul, ori s-o bată pe sora sa, ori să-l omoare pe tatăsu, ori să se îmbete odată să iau un pahar de vin. Și tatăsu aude cum o bătea pe fată și vine tatăsu să o scoată pe fată din mâna lui. Măi, dar ești nebun? Tu nu te-ai îmbătat niciodată! Și era acolo un trunchi, cum a tăiat tatăsu lemne, și era un toporaș înfipt acolo. El, nebun, că era turmentat, când a văzut că vine tatăsu, a luat toporul din trunchi și i-a dat una și l-a omorât. A bătut și pe sora sa, a omorât și pe tatăsu. Văleu, striga fata. Ce-i? Ce s-a întâmplat, fato? Au întrebat vecinii. L-a omorât pe tata. Și fata a fugit. A venit stăpânirea, miliția, cum se zice. Cu tare a omorât pe tatăsu fiind beat. Și dacă a omorât pe tatăsu, l-a luat miliția și l-a dus la închisoare. Și vine dracul la miezul nopții la dânsul. Măi, Ioane, mă cunoști? Da. Eu sunt acela care ți-am spus să-mi faci una din trei. Prost ai mai fost. Ți-am spus să alegi una din trei și ai ales-o pe cea mai rea, să te îmbeți odată. Vezi că din crâjmă mi le-ai făcut pe toate? Dar acum ești al meu. Aceștia ți-au dat 15 ani de închisoare, dar pocăința pe care trebuie la acestea n-o mai faci tu. Și el, când a văzut, a început a plânge și a zis: vai, șamar, că rău m-am înșelat! Și stând la închisoare, după un an de zile, a murit acolo nespovedit și neîmpărtășit. Și ați văzut diavolul ce-a făcut? Fă una din trei! Și le-a făcut pe toate și s-a dus și și-a pierdut sufletul. De aceea vă spun, dacă ai ieșit de acasă și te duci să bei în crâjmă, te-ai dus în gura iadului. Acolo are dracul toate la îndemână, și rachiu, și vin, și muzică, și oameni răi blestemați care te îndeamnă. Măi, dacă îți trebuie un pahar de vin, Dumnezeu le-a făcut pe toate. La masa ta, în sărbători, în duminici și cum este acum în câșlegi, aduci un pahar de vin curat și bei cu soția, mai ales dacă ți-a venit un neam. Dar la casa ta și cu măsură, că toate-s pentru om, că mă întreabă unii: dar pot să iau un pahar de rachiu la o nuntă sau la un praznic? Poți, cum să nu, dar unul, pentru că-i blagoslovit. Nu zice că toate se sfințesc prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune? Și vinul cine l-a făcut? Nu tot Dumnezeu? Vezi că din vin mai ales se fac și preacuratele taine, cei mai sfânt pe lume. Că zice Sfântul Ioan Gură de Aur: nu vinul este vina, ci beția. Așa și rachiul nu-i de vină. De vină-i beția dacă ai luat mai mult decât trebuie și te-ai îmbătat și ți-ai pierdut și mintea, și sănătatea, și sufletul. Ferească Dumnezeu! N-ai ce căuta să te duci în casa diavolului, că acolo este Babilonul și toate răutățile. Acolo găsești de tot neamul. Da, vrei în casa ta să te odihnești? Odihnește-te! Stai la masă, iei un pahar, te-ai odihnit și pe urmă te ocupi de cele ce spune cartea. Beția este păcat de moarte sufletească pentru orice om, pentru că îl duce la desfrânare, la distrugerea familiei, la sminteală, la tot felul de boli, la sărăcie, la ucidere și la o sândă veșnică.
și să știți că trei sunt dușmanii care ne luptă până la moarte: diavolul, plăcerile lumii și trupul. Toți acești trei dușmani ne luptă prin ispite de tot felul. Și puțini sunt acei creștini care reușesc cu darul lui Hristos să iasă biruitori în lupta cu ispitele și plăcerile acestui veac. Vedeți cât de mare și cumplită este răutatea diavolilor față de om și de celelalte zidiri ale lui Dumnezeu? Tocmai de aceea trebuie să vă feriți de cursele satanei, de patimile tinereții, de vrăjitorie, de înjurături și drăcuit, de beție și vorbe de șarte, știind că prin acestea vă înstrăinați de Dumnezeu. Să aveți grijă mai ales de copii, ca nu cumva să cadă în păcate grele și să ajungă robiți de diavoli. Spovediți-vă mai des, rugați-vă mereu, nu lipsiți de la biserică, prețuiți mai mult postul, iubiți viața curată și toate poruncile lui Dumnezeu și veți fi vii. Să ne rugăm Mântuitorului Hristos să alunge patimile și duhurile rele din noi, să ne ierte păcatele, să ne vindece bolile și să ne facă locașuri ale Preasfintei Treimi. Amin.